mulțumim, Tatăl nostru, pentru ocazia de a sta din nou în jurul cuvântului a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și ajută-ne să-L înălțăm pe El. Te rugăm să ne-L zugrăvești înainte ochilor noștri pe Iisus Hristos, Evanghelia Lui, crucea Lui și felul în care El poate schimba viața. Te rog să binecuvintezi pe toți cei ce suntem prezenți în dimineața aceasta. Tu ne cunoști sufletul, inima, intențiile inimii, cărările noastre și te rugăm tare mult să ni te descoperi prin puterea cuvântului. În numele Fiului Tău ne rugăm și ne închinăm. Amin. Vă invit să deschideți Scripturile la Fapte, capitolul 19. Dar înainte de a privi la acest capitol, vreau să vă aduc aminte sau să anunț mai exact o conferință care va avea loc în data de 18-19 octombrie la București și despre care poate că ați auzit deja. Este o conferință, prima conferință națională pe tema teologiei noului legământ și ne bucurăm să fim parte din organizare împreună cu mai mulți frați din țară. Această conferință se va ține la Biserica Baptistă Sfânta Treime, de pe Iuliu Valori, din București. Notați-vă 18-19 octombrie, dacă puteți, ne-am bucurat să ne întâlnim și acolo. Și de asemenea, folosiți și social media, dați un share la eveniment, am vrea să putem sluji și în felul acesta comunitatea din țara noastră. Revenind la Fapte, capitolul 19, deja am ajuns, din toamna anului trecut, am ajuns în capitolul 19, unde avem de-a face cu cea de-a treia călătorie a Apostolului Pavel. Duminica trecută ne-am uitat la lucrarea lui din Corint și lucrarea aceea a făcut parte din cea de-a doua categorie, de cea de-a doua misiune a lui Pavel, a doua călătorie a lui Pavel, mai exact. Și după Corint, Apostol Pavel s-a îndreptat spre Ierusalim, dar a trecut prin Efes pentru puțin timp. S-a întors la Ierusalim și Antiohia, după care a pornit în cea de-a treia călătorie misionară, care se centrează cel mai mult pe Efes, Efes fiind capitala provinciei Asia. Haideți să privim la această lucrare realizată în contextul orașului din Efes. Și ce am vrea să vedem în acest capitol, vom trece prin tot capitolul 19 cu ajutorul Domnului, de la versetul 1 la versetul 41. Am vrea să înțelegem și să vedem din acest capitol cât de important este să pricepem Evanghelia, care are putere să ne descotorosească de tiparele păgâne și idolatre de gândire și de practicile idolatre. Evanghelia și înțelegerea ei adecvată are putere să ne libereze de niște tipare vechi de gândire, idolatre și păgâne. S-a întâmplat în istorie și se întâmplă și acum să existe chiar și în creștinism sau în multe biserici un fel de sincretism. Ce este sincretismul? Un amestec de credințe și practici de tot felul. Și sunt biserici și există bună parte din creștinism care adoptă sau amestecă și practici păgâne din trecut. Și astfel dovedesc o înțelegere neadecvată a Evangheliei, o înțelegere coruptă a Evangheliei și a creștinismului. Mai ales atunci când o biserică se găsește într-o societate profund afectată de tipare vechi de gândire. Menționam în mesajele trecute și chiar duminica trecută cât de dificil a fost pentru corintenii credincioși să înțeleagă că Evanghelia și crucea lui Hristos se opune
se opun unor mentalități arogante și idolatre în care societatea se scălda și din care ei proveneau. Cât de dificil a fost pentru primii creștini să înțeleagă că trebuie să renunțe, de exemplu, la imoralitatea sexuală, de vreme ce trupurile lor au devenit temple ale Duhului Sfânt, că acum sunt răscumpărați și stăpâniți de Domnul și că îi aparțin în întregime. Și că erau creștini care încă cochetau cu idolatria, cu păgânismul, cu imoralitatea sexuală. Și în textul din Fapte 19 vedem cât de importantă este înțelegerea deplină a Evangheliei pentru a contracara păgânismul din viața oamenilor și în mod special a faptului că Dumnezeu nu dorește un sincretism sau un amestec de tot felul de concepte redefinite, creștinizate, cum se întâmplă și în vremurile noastre. Avem un limbaj creștin, trăim în vremuri în care folosim sau oamenii folosesc un limbaj creștin pentru practici păgâne. Și în textul acesta avem și pasajul cu batistele. Și sperăm să aducem claritate în privința asta. Asta e fain când predici dintr-o carte, că iei la rând și nu trebuie să încerci să cauți pasajele astea, pentru că ele vin la un moment dat. Și încă un lucru, pentru că vorbeam de batiste. Bună parte din creștinism este influențat de carismatism. Și carismatismul o spun cu libertate, nu cu ușurință, dar cu libertate, carismatismul întreține și adoptă elemente păgâne pe care le creștinizează. Și sper eu să vedem cum Evanghelia ne separă de aceste elemente păgâne. Haideți să ne uităm la prima porțiune a textului, primele 7 versete din Fapte 19. În timp ce Apolos era în Corint, Pavel, după ce a călătorit prin regiunile de sus, a coborât în Efes, acolo a găsit câțiva ucenici și i-a întrebat: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: dar nici n-am auzit că este un Duh Sfânt. El i-a zis: atunci cu ce botez ați fost botezați? Ei au răspuns: cu botezul lui Ioan, Ioan Botezătorul. Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea poporului să creadă în cel care avea să vină după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceasta, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei și au început să vorbească în limbi și să profețiască. Erau cam 12 bărbați cu toții. Și adar, iată-l pe apostol ajungând din nou în Efes, în cea de-a treia călătorie misionară. Efesul este parte din cele 7 biserici din Asia Mică, cărora Ioan le scrie în Apocalipsa, Turcia de astăzi, Asia Mică. Aici a slujit Pavel aproximativ 3 ani, vom vedea în text 3 luni în sinagogă, după care alți 2 ani cu aproximație în școala unuia pe nume Tiran. Fusese la Efes doar în trecere înainte, îi lăsase acolo pe Priscila și pe Aquila, citiți porțiunea de text pe care n-am acoperit-o data trecută, însă acum s-a întors la Efes pentru a petrece mai mult timp. Și aici s-a întâlnit cu niște ucenici. De care ucenici? Cine sunt aceștia? Ceva l-a făcut pe Pavel să cerceteze mai mult. Ceva din înțelegerea lor, din comportamentul lor, din părea că nu-i în regulă cu ei. Nu? Păreau ucenici, dar în același timp Pavel le pune o întrebare. Și întrebarea pe care le-o pune Pavel este o întrebare test.
Care e întrebarea pe care le-a pus-o el? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? De ce este această întrebare o întrebare test sau o întrebare de verificare? Pentru că în unanimitate Noul Testament subliniază faptul că nu poți să fii creștin cu adevărat fără să ai Duhul Sfânt, fără să fii experimentat realitatea, locuirea Duhului Sfânt. Pot să dau o mulțime de pasaje în privința aceasta. De la regenerare până la sfințire și transformare și călăuzire, ceea ce este necesar pentru viața creștină, e lucrarea Duhului Sfânt. Și Pavel îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt? Când? Când ați crezut? Observați elementul când se primește Duhul Sfânt? Când ați crezut? Noi primim Duhul Sfânt în momentul în care credem în Evanghelie, credem în Iisus Hristos. De ce? Pentru că în Evanghelie ni s-a vestit cel puțin două promisiuni pe care le-am văzut în Cartea Fapte deja. Care sunt cele două promisiuni? Iertarea de păcate și darul Duhului Sfânt. Astea sunt cele două promisiuni ale noului legământ. Veți fi curățiți, veți fi iertați de toate păcatele și veți primi Duhul Sfânt. Așadar, în Evanghelie, în rostirea ei, se conțin aceste două promisiuni. Cine crede în Iisus Hristos, primește iertarea de păcate și primește Duhul Sfânt. Așadar, când ați crezut, primiți Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, ideea aceasta că poți să fii creștin, poți să crezi în Iisus Hristos, dar să n-ai Duhul Sfânt, nu este nou testamentară. Duhul Sfânt nu vine ulterior. Nu există o a doua experiență după convertire în care primești și Duhul Sfânt. Nu, ci mai degrabă, dacă nu ai Duhul Sfânt, nu ești creștin. E atât de simplu. Pavel spune foarte clar, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Duhul adopției, Duhul prin care noi am devenit parte din familia lui Dumnezeu. A nu avea Duhul Sfânt înseamnă a nu fi creștin. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? La care aceștia răspund, păi nici n-am auzit că este un Duh Sfânt. Și Pavel îi chestionează astfel, atunci cu ce botez ați fost botezați? Ei au răspuns cu botezul lui Ioan. Se pare că acești ucenici erau niște urmași de ai lui Ioan Botezătorul și cumva nu auziseră finalitatea lucrării lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, vă aduc aminte, din Evanghelie, era premergătorul lui Mesia, lui Iisus Hristos. Și el vestia lui Israel pocăința în vederea pregătirii celui ce avea să vină și să mântuiască. Botezul cu care erau botezați iudeii în așteptarea lui Mesia, potrivit cu mesajul lui Ioan Botezătorul, se numește botezul pocăinței. Și aceasta era o pregătire. Dar, deși Ioan Botezătorul vorbea despre cel care avea să vină și despre faptul că el, Mesia, avea să-i boteze pe oameni cu ce? Cu Duhul Sfânt, pentru că el spunea, eu vă botez cu apă, atâta pot. Dar cel ce vine după mine este mai mare decât mine, pentru că el poate să vă boteze cu? El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar ucenicii aceștia lui Ioan Botezătorul cumva au avut contact cu învățătura lui, dar
n-au mai apucat să vadă finalitatea și indicatorul spre Iisus, care este Hristosul venit, promis de profeții de Ioan Botezătorul, ultimul dintre profeți. Iisus care nu doar că a venit, dar care a murit și care a și înviat și prin care ni se vestește primirea Duhului Sfânt. În consecință, acești oameni, acești ucenici, nu erau creștini. Și de aici putem să învățăm câteva lucruri, că inclusiv pocăința sau părerea de rău, dacă nu este cuplată cu o înțelegere a Evangheliei, a lucrării lui Hristos, a morții și învierii lui și a promisiunilor lui, a ceea ce face el, ci este doar o părere de rău cu privire la starea ta, fără să fie cuplată cu credința în Iisus Hristos, nu este suficient. Și pentru că atunci când Pavel i-a auzit spunând aceste lucruri, el spune, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea poporului să creadă în cel care avea să vină după el, adică în Iisus. Și sigur că este rezumat, probabil că le-a vorbit despre Iisus, despre lucrarea lui, despre crucea lui, despre învierea lui, de unde știm, pentru că ăsta era centrul mesajului lui Pavel de fiecare dată. Când au auzit ei aceasta, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei și au început să vorbească în limbi și să profețească. Erau cam 12 bărbați cu toții. Așadar, Pavel a întâlnit și oameni care i s-au părut a fi ucenici, dar pentru că avea îndoieli cu privire la statutul lor de creștini, a procedat la o examinare mai atentă în cazul acesta. Cunoașterea lor era limitată. Cunoașterea lor venea din mesajul lui Ioan Botezătorul, dar nu era completă. Nu avea o înțelegere adecvată a lui Iisus Hristos. Și putem vedea aici legătura strânsă între auzirea cuvântului despre Hristos, despre moartea și învierea lui și despre promisiunile iertării și a primirii Duhului Sfânt și botezul în apă în numele lui Hristos. Toate acestea sunt împreună, a primi Duhul Sfânt, a crede în Iisus Hristos, a fi botezat în apă, sunt elemente constitutive din convertire. Un creștin, un urmaș al lui Hristos, înțelege, primește Evanghelia, experimentează primirea Duhului, este botezat în apă. De ce? Pentru că botezul în apă reprezintă ceva, și anume e o imagine a regenerării, a spălării pe care Duhul Sfânt o face. Și primirea Duhului în acest caz a fost însoțită de vorbirea în limbi și de profeție, pentru a demonstra vizibil, este un fel de cinzecime pe care acești ucenici ai lui Ioan au parte, și același element l-am văzut și în casa lui Corneliu, primul dintre neamuri, și mai apoi am văzut și cu samaritenii, da? Și nu vedem aceste manifestări în viața tuturor celor ce se convertesc, dar vedem că se întâmplă în categorii cheie. Cartea Faptele Apostolilor este o carte de tranziție în care vechiul legământ și noul legământ se suprapun și de asta poți să găsești ucenici de-a lui Ioan care încă n-au devenit creștini. Tu ai Duhul Sfânt? L-ai primit prin credința în Evanghelie? Ai experimentat viața nouă, schimbarea și călăuzirea dată de Duhul Sfânt? Ești ucenicul acela care, pe lângă faptul că se crede ucenic, înțelege Evanghelia și a experimentat prezența și locuirea Duhului Sfânt? Continui să fii călăuzit de Duhul Sfânt? Pentru că asta determină
calitatea de creștin, viața noastră de creștin, de urmași ai Domnului. De la versetul 8 la versetul 12 vedem o descriere a lucrării lui Ioan, lui Pavel în Efes. Apoi a intrat în sinagogă, timp de 3 luni a vorbit cu îndrăzneală, discutând și încercând să-i convingă cu privire la lucrurile despre împărăția lui Dumnezeu. Dar fiindcă unii erau împietriți și neascultători, vorbind de rău calea, Evanghelia în Cartea Faptele Apostolilor e denumită într-un mod constant calea. Înaintea mulțimii, Pavel s-a depărtat de ei și i-a separat pe ucenici de aceștia. Și în fiecare zi purta discuții în sala de prelegere a lui Tiranus. Lucrul acesta a durat 2 ani, astfel că toți cei ce locuiau în Asia, atât greci, atât iudei, cât și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemai întâlnite prin mâinile lui Pavel, așa încât celor bolnavi le erau aduse până și batistele sau șorțurile care atinseseră trupul acestuia, iar bolilile îi părăseau și duhurile rele ieșeau din ei. Și-a dat timp de 3 luni, Pavel a explicat și a argumentat înaintea iudeilor în sinagogă că Iisus este împlinirea și realitatea a ceea ce Vechiul Testament prevedea și anticipa. Cam ceva ce a făcut și cu acești ucenici al lui Ioan, care încă nu auziseseră despre Iisus. Lucrurile, ce anume încerca să îi convingă? De ce anume? Expresia folosită aici este lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos este vestea despre împărăția lui Dumnezeu care pătrunde în timpul și spațiul nostru, acum la nivel de inimă, dar la finalul vremii va rămâne singura împărăție pentru totdeauna. Va veni împărăția lui Dumnezeu, dar a venit deja prin proclamarea Evangheliei, în așa fel încât toți cei ce îmbrățișează Evanghelia, toți cei ce îl primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor prin credință, devin parte din împărăția Lui și sunt supuși ai Lui Hristos. Adică un creștin se definește nu doar prin realitatea prezenței Duhului Sfânt, ci și prin faptul că se supune domniei lui Hristos. Știți că exista în trecut o teologie care sublinia că poți să-L primești pe Iisus Hristos ca mântuitor, dar nu încă ca domn. Adică poți să ai păcatele iertate chiar dacă nu trăiești sub autoritatea Lui, chiar dacă încă trăiești cum vrei, practic, dar tu crezi că ai păcatele iertate. E bine, mesajul Evangheliei este mesajul despre împărăția lui Dumnezeu, în care Iisus Hristos e rege, e domn. Și că există, nu-L poți separa pe Hristos, nu-L poți primi pe Hristos numai ca mântuitor, fără să-L primești pe El ca domn, așa cum este. Evanghelia este un mesaj despre împărăția lui Dumnezeu și toți cei ce cred în Iisus Hristos sunt parte din împărăție. Sunt supuși ai lui Hristos. Trăiesc pentru El. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sau dreptatea Lui. Și asta este preocuparea tuturor celor credincioși. Hristos este rege întronat în ceruri. Și într-o zi va reveni să-și instaureze de plin împărăția și va înlătura orice păcat, orice pricină de potignire și va aduce neprihănirea. Și așteptăm acea zi. De asta ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, printre altele, vie împărăția ta. Și în urma respingerii unora care erau împietriți și neascultători, Pavel s-a separat de ei, de sinagogă, și și-a continuat discuțiile în școala acestui om pe nume Tiran. Nu știm de ce se numea așa, dar nu e greu de identificat, posibil. Și credem că în perioada aceasta, cel mai probabil au fost plantate bisericile din Asia Mică, cele 7 biserici, și Hierapolis și Colose, unde unul, nu Pavel i-a plantat, ci unul dintre conlucrătorii cu el. Și aici avem o consemnare
a minunilor nemaipomenite pe care Dumnezeu le făcea prin mâinile lui Pavel. Caracterul acestor minuni era atât de uimitor încât se spune că până și batistele sau șorțurile care atinseseră trupul acestuia le erau aduse bolnavilor, iar ei erau vindecați și exorcizați, adică ieșeau duhuri rele din ei. Întrebare, mai ales în lumina vremurilor noastre, este acest pasaj folosit legitim pentru a căuta astfel de practici în vremurile noastre? Adică e legitimă ideea aceasta de a strânge batiste și de a ne ruga pentru ele sau de a atinge trupurile cuiva și după aceea de a le duce pe la diferiți bolnavi să le punem peste ei? Este aceasta ceea ce Scriptura învață? Este o practică legitimă? De ce spun asta? Pentru că foarte mulți creștini în ultima vreme fac treaba asta. Foarte mulți prieteni cu care intrăm în contact și n-am știut că au în minte lucruri de genul acesta, am descoperit că încearcă și asta, adică e încă o variantă în plus și că o pot folosi. Pasajul acesta nu justifică asemenea practici sau pretenții și vreau să punctez câteva considerente pe scurt. Aceste minuni aveau un caracter nemaipomenit, adică ce înseamnă nemaipomenit? Rar și unic. Și nu erau închipuite, asta încă e un lucru, ci erau reale. Adică oamenii erau vindecați într-adevăr și duhurile rele ieșeau din ele. Adică, și încă o chestie, nu Pavel a dat drumul la asta, ci Dumnezeu a lucrat în felul acesta până și asta se întâmpla și se întâmpla. Adică nu era o campanie de batiste fără rezultate, ci se întâmpla. De fapt, ceea ce vedem în fapte e o... și sunt minuni în cartea Fapte care sunt dincolo de orice îndoială, sunt veridice, sunt în sensul că martorii au putut atesta la calitatea lor. Revin la ce am spus la începutul seriei despre minuni, că aceste minuni nu erau că pe cineva avea o problemă care nu era clară, nu era vizibilă și pur și simplu erau vindecați. Nu, erau niște minuni dincolo de orice îndoială. Acesta era caracterul minunilor. 2. Aceste minuni erau făcute prin mâinile lui Pavel, minuni care atestă sau confirmă statutul exclusiv de apostol al lui Pavel. Da. 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 12, iată ce spune Pavel. Într-adevăr, semnele unui apostol au fost făcute între voi cu toată răbdarea prin semne, minuni și lucrări puternice. Semne, minuni și lucrări puternice, semnele unui apostol au fost înfăptuite. Cu alte cuvinte, aceste lucruri nemaipomenite erau o atestare a faptului că Pavel era un agent al revelației, adică Dumnezeu vorbea prin el într-un mod unic. A fost trimis, la fel ca ceilalți 12 apostoli și împuterniciți, să vorbească în dreptul lui Hristos. Ei au scris Scriptură. Calitatea de apostol este unică. Și aceste semne și minuni atestau la această calitate. Înțelegem ce este semnul unui apostol? E bine, tocmai aceste lucrări. Iei mâinile cuiva care lucrează în construcții și știi că are semnele unui om care lucrează în construcții. Te duci la un tip care lucrează în IT și el are mâinile, semn că nu lucrează în construcții. Nu? Sau în orice alt domeniu care nu necesită
muncă fizică. Da. Ei bine, astea erau semnele pentru un apostol. Pavel spune în Roman 15:19, n-aș îndrăzni să vorbesc despre ceva pe care Hristos să nu-l fi făcut prin mine ca să aducă neevrei la ascultare prin cuvânt și faptă, prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Și Evrei 2:4, încă un verset, în timp ce Dumnezeu însuși susținea mărturia lor prin semne și minuni și diferite lucrări puternice și prin darele Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Dumnezeu însuși însoția mărturia lor, și versetul 3 vorbește de faptul că aceștia erau împuterniciți, erau apostolii. Tot în perioada apostolului și în perioada de astăzi sunt unii care pretind că sunt apostoli, dar nu sunt. Și ideea aceasta de a practica lucruri de genul acesta arată sau se încearcă a arăta faptul că au o autoritate specială, ceea ce nu au, pentru că nu sunt apostoli. Și trei, aceste minuni erau menite să-i scoată pe efesenii din păgânismul lor, arătând puterea superioară a Evangheliei potrivit cu categoriile lor de gândire. Și acest lucru e foarte important. De ce? Pentru că minunile de felul acesta cu batista atinsă de trupul lui Pavel și care e folosită în vindecare, minunile de felul acesta sunt oarecum asemănătoare cu practicile păgâne. Și atunci întrebarea e, de ce s-a întâmplat aici? Ei bine, comentatorii, mulți dintre ei sunt de părere că e modul lui Dumnezeu de a ajuta pe acești oameni profund ancorați în idolatrie și în tot felul de practici păgâne, să-i ajute să înțeleagă că Iisus are autoritate superioară față de forțele demonice sau magice și că ei trebuie să se întoarcă la Iisus. Aceste minuni nu sunt menite să fie practicate de creștini, ci sunt un cârlig prin care au fost ajutați să iasă din păgânism potrivit cu înțelegerea lor. Asta era înțelegerea lor. Asta era viața lor înainte. Păgânismul, tot felul de practici de genul acesta. Și Dumnezeu i-a ajutat în felul acesta să vadă că Iisus Hristos e superior. Și vedem lucrul acesta subliniat în paragrafele următoare. Haideți să ne uităm la ce anume ne relatează Luca și care e legătura cu acest pasaj de la versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă poruncesc prin Iisus pe care îl predică Pavel. Cei ce făceau lucrurile acestea erau 7 fii ai unui anume Sceva, un mare preot iudeu. Dar Duhul cel rău, răspunzând, le-a zis: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor, omul în care era Duhul cel rău i-a bătut pe toți și i-a învins, astfel că ei au fugit din casa aceea goi și răniți. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii și de toți grecii care locuiau în Efes. Și pe toți i-a cuprins frica, iar numele Domnului Iisus era preamărit. Mulți dintre cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să-și istorisească faptele. Și mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adunat cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Au calculat prețul acestora și l-au găsit ca fiind de 50.000 de arginți. Astfel, prin puterea Domnului, cuvântul se răspândea și se consolida. Interesantă relatare. Ne descoperă ceva din societatea Efesului de dinainte. Vrăjitorie, magie, inclusiv, ni se spune aici, niște fii ai unui mare preot, Sceva. Acum, comentatorii, din nou, comentariile spun că probabil că nu acest Sceva nu este menționat în niciunul din inscripții
niciuna din inscripții că ar fi fost vreun mare preot, probabil că își folosea denumirea aceasta pentru a își întreține viața prin tot felul de exorcizări și practici de genul acesta care atrăgeau atenția într-o cultură păgână. Da? Deci lucrurile astea se întâmplau și pe vremea aceea. Unii comentatori sugerează că ceva și-a luat denumirea aceasta de mare preot pentru a atrage atenția. Ceva ce se întâmplă și atunci când unii șarlatani se prezintă ca fiind profesori sau doctori, dar nu sunt. Da. E un mod de a atrage atenție prin anumite titluri pe care probabil că nu le ai. Și ce încearcă acești șapte fii ai lui ceva să facă? Încearcă să se folosească de numele lui Iisus, fără să cunoască Evanghelia sau să aibă o relație vie cu Hristos. Nu doar atât, dar îi folosesc numele lui Iisus ca pe un fel de magie. Adică, bă, vedem că numele acesta este superior, într-adevăr, hai să îl încercăm ca o formulă magică și să facem și noi lucruri de genul acesta. Este un exemplu al felului în care unii necredincioși încearcă să imite practicile apostolice, însă lipsiți de puterea lui Dumnezeu. Și abordarea aceasta este falsă, este făcută de înșelători. Ei obișnuiau să-și câștige traiul din tot felul de practici amestecate și acum încercau și numele lui Iisus. Și Luca menționează această relatare pentru a arăta că sunt și falsuri, dar lipsite de puterea lui Dumnezeu. Și când oamenii au auzit de această experiență a celor șapte fii ai lui Sceva și ce li s-a întâmplat, nu? Că Duhul i-a zis, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Interesant că demonii au oarecare cunoaștere supranaturală, ceea ce vedem și în Evanghelii. Și mai apoi i-a bătut și au fugit. Oamenii când au văzut asta și e felul lui Dumnezeu de a lucra, au înțeles că numele lui Iisus nu este o formulă magică care poate fi folosită superficial prin diferite practici. Ce ne spune textul că i-a cuprins frica și numele Domnului Iisus era preamărit. Adică era pus la loc de cinste. Adică nu e o formulă pe care să o folosești aici că vezi dacă funcționează sau nu. Nu e ceva magic, ci numele lui Iisus descoperă caracterul Evangheliei. Când începi să prețuiești gloria lui Hristos, îți dai seama că nu e ceva ce o poți folosi pentru scopurile tale personale, ci ceva ce cu adevărat încep să prețuiești și să acorzi cinste. Și oamenii aceștia preamăreau, văzând ce s-a întâmplat cu acei bărbați, au preamărit numele lui Iisus. Și e și interesant că ei au înțeles unicitatea lui Iisus și a Evangheliei și au răspuns cu adevărat diferit față de cei ce încearcă să imite tot felul de practici și minuni. Observați versetele 18 și 19, cum au răspuns ei. Mulți dintre cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să-și istorisească faptele și mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adunat cărțile și le-au ars înaintea tuturor, au calculat prețul acestora și l-au găsit ca fiind de 50.000 de argenți, o sumă echivalentă de 5 milioane de dolari azi. Iată schimbarea adevărată a Evangheliei, iată scopul pentru care este proclamată Evanghelia, ca să-i aducă pe oameni în împărăția lui Dumnezeu, ca să-i schimbe cu adevărat. Și cum a avut loc schimbarea aceasta? Pe oamenii aceștia au început să-și mărturisească faptele. Au recunoscut că toate cărțile acestea de incantații și de sunt niște vrăjitorii, idolatre.
și le-au dat foc și au renunțat cu totul la aceste practici păgâne. Înțelegeți că sunt unii oameni care au de numele lui Iisus, dar încearcă să le combine? Și Evanghelia nu e de natura aceasta. O renunțare costisitoare, o renunțare de-a dreptul uluitoare. Iată schimbarea pe care Dumnezeu lucrează prin Evanghelie. În timp ce unii cred că Evanghelia e un mijloc pentru semne și minuni și tot felul de practici amestecate cu păgânismul. Și diavolul caută să orbească mințile celor necredincioși, să nu vadă strălucind lumina Evangheliei gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos, tocmai prin acest amestec. Care crezi că este scopul Evangheliei în viața ta? Cum vezi tu adevărata putere a Evangheliei? Ce înseamnă ca Evanghelia să aibă cu adevărat putere? Puneți întrebarea asta test de verificare la mulți oameni. Ce înseamnă ca Evanghelia să vină cu putere în viața cuiva? Ce înseamnă ca Evanghelia să vină cu putere în lucrarea cuiva? Ce răspuns ai da? Hai să ne uităm la un pasaj. 1 Corinteni, capitolul 1, ce spune Pavel, iudeii cer într-adevăr semne. Sunt oameni care cred că asta e culmea puterii lui Dumnezeu, scopul. Grecii caută înțelepciune, filosofii, te uiți la scriptură ca fiind încă o chestie intelectuală, stimulantă și așa mai departe. Însă noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, care este o piedică pentru iudei și o nebunie pentru neevrei. Dar pentru cei chemați, pentru cei ce cred, atât iudei cât și greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Evanghelia îl descoperă pe Hristos ca fiind puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, și când cineva îl descoperă pe Hristos și vede gloria lui, este mulțumit cu și înțelege că Dumnezeu în Hristos lucrează transformarea vieții lui și că Hristos îi devine suficient. Hristos îi este înțelepciune, Hristos îi este putere, Hristos îi este bogăție, Hristos îi este suficient. Și această putere a Evangheliei se vede pe mai departe în pasajul nostru, pe care aș vrea să-l citim de la versetul 23 la 41. Vedem cum această putere a Evangheliei schimbă oameni și influențează societăți cu adevărat. Nu este un mix. Pentru că nu este un mix, poate să influențeze cu adevărat societatea. Versetul 23. În vremea aceea s-a stârnit o mare tulburare cu privire la cale, căci cineva pe nume Demetrius, un argintar, făcea temple de argint de ale lui Artemis și aducea lucrătorilor nu puțin câștig. El i-a adunat pe aceștia la oaltă, alături de alți lucrători de aceeași meserie, și le-a zis: bărbaților, știți că prosperitatea noastră depinde de meseria aceasta. Iar acum vedeți și auziți că nu doar în Efes, ci aproape în toată Asia, acest Pavel a convins și a dus în rătăcire, ironic, a dus în rătăcire o mulțime destul de mare de oameni, spunând că dumnezeii făcuți de mâini omenești nu sunt de fapt dumnezei. Prin urmare, există pericolul nu numai ca munca noastră să ajungă de tot disprețul, ci și ca templul marii zeițe Artemis, cea la care se închină toată Asia și întreaga lume, să fie considerat o nimică și însăși măreția ei să fie distrusă. Auzind aceasta, s-au mâniat foarte tare și au început să strige zicând: mare este Artemis a efesenilor. Cetatea s-a umplut de zarvă. S-au repezit de comun acord spre teatru, înșfăcându-i și pe macedonenii Gaius și Aristarhus, însoțitorii de drum ai lui Pavel. Pavel voia să vină la mulțime, dar ucenicii nu l-au lăsat. Chiar și unii dintre conducătorii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el oameni să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau ceva, iar alții strigau altceva, căci adunarea era în confuzie, iar cei mai mulți nici nu știau din ce cauză se adunaseră. Știți, când
pe vremea comunismului, când se puneau oamenii la coadă, nu știau ce acolo. Unii din mulțime l-au înștiințat pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau în față. Alexandru a făcut semn cu mâna, dorind să se apere înaintea mulțimii, dar ei, recunoscându-l că este iudeu, au strigat cu toții într-un glas timp de aproape 2 ore: mare este Artemisa efesenilor. După ce funcționarul cetății a liniștit mulțimea, a zis: bărbați efeseni, cine este omul acela care să nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului măreței Artemis și a imaginii ei căzute din cer? Întrucât aceste lucruri sunt de necontestat, este nevoie să vă liniștiți și să nu faceți nimic nesăbuit, că i-ați adus aici pe bărbații aceștia, care nu sunt nici jefuitori ai templului, nici blasfemiatori ai zeiței noastre. Deci, dacă într-adevăr Demetrius și lucrătorii lui au o acuzație împotriva cuiva, tribunalele sunt deschise și există proconsuli să se acuze acolo unii pe alții. Dacă însă vreți ceva în plus, se va clarifica într-o adunare legală, căci din cauza celor întâmplate astăzi suntem în pericol să fim acuzați de răscoală, deoarece nu există niciun motiv ca să putem da explicații pentru agitația aceasta. Și zicând aceasta, a dat drumul adunării. Iată schimbarea Evangheliei, care e de așa natură încât atunci când este experimentată de un număr considerabil de oameni dintr-o anumită societate, iar o influență puternică în societate. Demetrius, un argintar, unul care făcea tot fel de statuete, temple în miniatură, necăjit că oamenii nu mai cumpărau statuetele lor, că au scăpat de idolatrie, convinge mulțimile prin apelul la ce? La lăcomie, se duce câștigul nostru, și la mândrie, se face de rușine zeița Artemis, să-i acuze și să-i condamne pe creștini. Însă, din nou, vedem în pasajul acesta că Evanghelia e confirmată ca fiind inocentă față de acuzațiile pe care le aducea acest om. Ce se întâmplă într-o societate când Evanghelia schimbă vieți? Oamenii, pentru că au primit Evanghelia, că au înțeles-o, nu mai combină lucrurile, renunță la practici păgâne, practici idolatre, la tot felul de comportamente pe care altădată le făceau și trăiesc o viață diferită. Asta este un text care arată că și anumite locuri de muncă din punct de vedere al Evangheliei nu sunt potrivite. Nu intru acum în detalii. Majoritatea locurilor de muncă sunt potrivite, da? Dar sunt unele locuri de muncă care nu sunt potrivite și cred că putem să cădem de acord. Unele locuri de muncă sunt anti-Evanghelie, adică promovează opusul Evangheliei și nu ai vrea să te găsești în acea afacere. De asta, vezi, una din întrebări e: la locul tău de muncă, poți să faci ceea ce faci onorându-L pe Dumnezeu? Dacă poți să răspunzi cu da, lucrează acolo ca pentru Domnul. Și oamenii aceștia erau necăjiți. De ce? Pentru că societatea nu mai cumpăra produsele lor. Pentru că idolatria scăzuse statistic și că nu mai era piață de desfacere. Asta este o adevărată influență în societate. Și ceea ce în cele din urmă legiuitorii spun ca să respingă acuzațiile lui Demetriu și ale celorlalți, este foarte interesant. Ei zic: bărbații aceștia nu i-ați găsit nici jefuind templele, nici blasfemind-o pe zeița Artemis. Nu, nu au făcut asta. Adică Pavel și creștinii care au primit Evanghelia nu au pus mâinile pe frâiele societății și au zis: acum vrem să fim o influență și distrugem orice operă de artă, dăm la o parte, dăm
dăm, înțelegeți? E un mod de a influența societatea, dar nu este modul Evangheliei, ci modul Evangheliei de a schimba vieți, de a noi comportamente. Și când ai o masă de oameni care trăiesc diferit, există un impact în societate. Dar asta o poate face Evanghelia atunci când nu combini practicile cu adevărurile ei, ceea ce adesea se poate întâmpla. În final, înțelegem noi Evanghelia într-un mod deplin, încât să fim urmași ai lui Hristos și să avem într-adevăr o influență în societatea noastră? Și sunt câteva întrebări de verificare, întrebări teste, așa cum a început Pavel mesajul sau în pasajul nostru. Ai primit Duhul și experimentezi puterea Lui transformatoare în viața ta? A doua întrebare. Ești parte din împărăția Lui Dumnezeu supunându-te domniei Lui Hristos? 3. Înțelegi unicitatea și superioritatea numelui Lui Hristos, care nu poate fi folosit în moduri superficiale sau magice pentru a-ți obține interesele? Și 4. Influențezi societatea din jurul tău nu prin răutate și opoziție, ci printr-o inimă și comportament schimbate. Doamne, îți mulțumim mult pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul pe care ni l-ai dăruit și astăzi, și îți mulțumim pentru lumina care provine din Evanghelie. Și ceea ce te rugăm este să ne ajut să o înțelegem, să o prețuim, să ne supunem lui Hristos care a murit și a înviat și care domnește. Și te rugăm, ajută-ne să fim o biserică care într-adevăr influențează societatea din jur, la locurile noastre de muncă, în relațiile cu cei din afară, în felul în care ne comportăm, nu ca să blasfemiem pe cei care nu sunt ca noi sau ca să ne opunem lor, ci să le arătăm adevărul Evangheliei prin felul nostru de viață, prin dorințele noastre, noi, prin faptul că suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Și îți mulțumim că vei lucra în mijlocul nostru și prin acest cuvânt. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.